Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. În această seară, o ediție politică, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri pe șichierul politic românesc. Partidele, unele cresc, altele coboară în sondaje, sunt controverse, sunt chiar scandaluri, sunt diverse lucruri care atrag atenția, mai ales că ne apropiem de anul electoral și totul va conta. Avem plăcerea ca în studio să revină domnul Radu Miruță, reprezentat USR la nivel național, liderul USR Gorj. Bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitația. Mulțumim că v-ați făcut timp să ajungeți în emisiunea noastră și începem de la, o să o luăm cu evenimentele așa cronologic. Partidul pe care reprezentanții se află la acest moment într-o controversă, să nu zicem mai mult, legată de familia tradițională și familia modernă, să spunem așa. E vorba de primarul de Câmpul Mușcel, inițial deschizătorul de liste la europarlamentare, care între timp, în urma unei declarații mai puțin inspirate, care nu știm dacă e adevărată sau nu, după cât s-a văzut, a intrat în colimatorul și al presei și al familiei și inclusiv al partidului, pentru că a pierdut nominalizarea, să spunem așa. Ce ne puteți spune despre această situație? Nu, aceasta este starea de fapt. El nu a pierdut nominalizarea. Elena Lasconi, despre care faceți dumneavoastră referire, a avut declarația care nu-i deloc neinspirată sâmbătă, când n-a fost absolut nicio reacție din partea partidului. Problema a apărut și nu neapărat din partea partidului, ci din partea Elenei duminică, atunci când fiica sa a ieșit public într-o dispută cu chestiuni destul de intime față de mama dumneai. Deci USR nu a... Cea mică este reprezentantul USR sau nu? Este membră sau nu? Nu, 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 nu. Elena Lasconi nu a fost dată afară. Au început să ia amploare știrile despre problema dintre Elena și fiica sa. Elena, fiind locul 1 la USR pentru alegerile europarlamentare, nu poți să spui că fugi din lumina reflectoarelor, că n-ai cum să fugi într-o campanie electorală în care tu ești vârf de lance. Dat fiind acest aspect care a apărut de natură personală, intimă, dacă vreți, între mamă și fiică, Elena a considerat oportun să se retragă de pe lista de candidați la europarlamentare pentru a nu duce o chestiune de natură personală între ea și fiică în fața tuturor reflectoarelor, fiind locul 1 la europarlamentare, toată lumea, în loc să discute despre politicile publice ale USR, disputa era despre ea și fiica dumnei. O decizie pe care USR a înțeles-o, a acceptat-o, cred că este și de bun simț să nu duci chiar toată intimitatea familiei în fața tuturor televiziunilor. Înțeleg că Elena Lasconi între timp a plecat la fiica ei care este în Franța și lucrurile s-au mai aplatizat între ea și fiica. Deci informația că Elena Lasconi a fost dată afară pentru o anumită poziție de, mă rog, percepție, cum consideră lumea, este o informație falsă. Eu sunt în biroul național al partidului. Prima ședință de birou național a fost duminica trecută la ora 10 după acel eveniment, la ora 8 seara, la ora 20, în care noi am luat act de faptul că ea a anunțat că dorește să se retragă pentru a-și rezolva problema aceasta de natură personală. USR are o serie de legi în Parlament, de proiecte pentru familia tradițională. De la protejarea mamelor, de la protejarea copiilor abandonați, de la susținerea mamelor pentru creșterea copilului, de la beneficii pentru părintele care rămân acasă, oricare dintre ele să crească copilul. Nu e suficient să fii cu familia tradițională în gură, dar să-ți bați nevasta acasă, să fii beat acasă și să, ca bărbat și să faci tot felul de scene în fața copiilor. Asta nu înseamnă că ești tradițional. Nu înseamnă că ești tradițional că pleci parlamentar la București și acolo e plin de amante și soția rămâne acasă cu gospodăria. Aia nu înseamnă că ești tradițional doar dacă spui că ești tradițional. Este un atac la adresa USR reîncălzit, care nu are absolut niciun fel de fundament faptic. Ce spune USR este că pentru persoanele din categoria LGBT și nu numai, propune public parteneriatul civil. Asta este o opțiune și pentru persoanele de sex opus care nu sunt căsătorite. Parteneriatul civil este un cadru juridic în baza căruia se reglementează relația între cei care conviețuiesc. Bun.
În alte vremuri, USR-ul era mult mai clar în a-și asuma cumva partea aceasta de încurajare a minorităților sexuale. Nu, nu este acum adevărat. Acum se pare că nu, s-a nici mai... Nici pe departe. Resping cu tărie ce spuneți dumneavoastră. USR spune că asta este taraba cu opțiuni pe care el spune noi punem pe tarabă și bucata asta. Nu înseamnă că dacă tu ești cel care o pui, aia este cel pe care ți-o dorești tu. Din trei opțiuni, patru, USR o alege pe asta, pentru el. Dar o pune pe masă tuturor oamenilor pentru ca fiecare, domnul Șomuncu, să fie liber să-și aleagă ce consideră. Statul nu poate vreodată reglementa ce este în dormitorul unei familii și nici nu trebuie să facă asta. Aici aveți dreptate că n-ar trebui să facă, dar... Nici nu se poate să facă. În ultimul timp, știți cumva... Nu, nu se poate. Ce vine despre Europa pare că se încurajează politică. Sunt o serie de familii care votează cu Partidul Social Democrat, care votează cu AUR sau cu PNL, care nu sunt căsătorite, nu au acel certificat de căsătorie la primărie făcut. Nu, nu cred că e necesar neapărat ca păi, să fim... stați un pic că e o problemă, dacă nu ești căsătorit, ai o serie de probleme cu îndatoririle, cu moștenirea, cu unul se îmbolnăvește, celălalt nu poate să-l reprezinte la spital, cu drepturile pentru copil... Sunt oameni care conviețuiesc și care nu au făcut acte, dacă vreți cum se zice în popor. Dom'le, stau fără acte. Pentru da, acele persoane, motive, nu sunt, din diverse motive. Da. USR spune, dă-i posibilitatea acelui om, dacă obține opțiunea lui este să nu facă acte, un minim cadru prin care el să-și poată reglementa relațiile astea sociale. Ceea ce mie mi se pare o chestiune corectă. Asta nu înseamnă că asta este pentru cei din categoria LGBT doar. Da, dar este și pentru ei, de aici interpretările. Pic, acolo e o discuție. Parteneriatul civil poate să fie pentru persoane de același sex sau poate să fie pentru persoane de sex opus. Sunt țări care au reglementat parteneriatul civil doar pentru persoane de același sex. USR n-a spus asta. Da? Deci, faptic, de unde vine discuția asta? Doar pentru că cineva ce a spus despre USR? Că sunt, nu știu, securiști. N-am văzut securist la USR. N-am văzut. Și treaba asta a început să dispară. De s-a când spus că e partidul copiilor foștilor securiști. Bun. Și au existat, într-adevăr, copii de lideri. Eu cred că sunt mult mai mulți copii de securiști în bine, partidele astea toate clasice partidele decât la USR. Da? Deci nu pot să spui că asta este o caracteristică. Și asta a început să se stingă când USR a crescut. Pentru că toți oamenii care auzeau despre USR că e în categoria asta, au mers și ei la USR și au văzut. Bă, m-am dus și eu acolo. Ăla nu e, ăla nu e, ăla nu e. De unde povestea asta a dispărut. S-a spus că este, nu știu, ce au spus, partid antibiserică și asta a dispărut. Sunt colegi de-a noștri mai habonici decât foarte mulți alții care merg la biserică, stau cu bazmaua în cap, așa consideră și se simt bine. Asta este o libertate a fiecărui om. Da? Nu pot să spui că USR este împotriva familiei tradiționale pentru că niciodată n-a făcut nicio măsură pentru așa ceva, ba din potrivă. Proiectele de susținute sunt pentru. Da? Eu sunt căsătorit cu una la biserică, am doi copii care sunt botezați la biserică, care merg aproape în fiecare săptămână să se împărtășească și sunt unul dintre liderii USR. De unde vin lucrurile astea? N-ai ce să-i... Dacă asta este ceea ce îi se găsește USR-ul, înseamnă că stăm destul de bine. Bine, ar fi de discutat, general vorbind, nu acum neapărat de USR, ce facem cu populația în viitor dacă avem doar parteneriate de același sex. Da? Asta da, e altă treabă. O secundă. Nu înseamnă că dacă există opțiunea ca oamenii să-și aleagă asta, toți vor alege. Cu siguranță. Da? Ca și acum. Păi acum ce facem cu oamenii care sunt căsătoriți fără, care nu sunt căsătoriți? Înainte de a merge mai departe, haideți să ne mai rămurim cu ceva cu Elena Lasconi. Știți că a apărut în presă. Știți că e acolo, USR, în pragul unui an infernal. Da. Okay. Așa? Ea până la urmă a votat sau nu? Pentru că au apărut acele înregistrări cu domnia sa în care se pare că n-a votat. Nu, a apărut o poză cu buletin. La întrebarea dacă a votat sau n-a votat, nu poate să răspundă decât Elena Lasconi. Pentru că n-am eu de unde să știu dacă Elena Lasconi cu adevărat a votat sau dacă n-a votat la referendum. Întrebarea ar fi asta, că dacă în caz că totuși n-a votat, era posibil ca acest pseudo-scandal, să-i spunem așa, să fie avut alt scop, adică de o promovare electorală sau... S-au făcut o felul de scenarii. Eu vă spun că nu a fost parte dintr-un scenariu. Faptul că Elena Lasconi și-a crescut părinte... Nu, poate n-a fost reacția fetei, dar poate a fost partea cealaltă. Elena Lasconi a crescut-o pe fata ei fără tată. Elena Lasconi s-a mutat de la Hațăr la București, unde a făcut o carieră apreciată în televiziune și în presă. Cred că totuși atunci când te-ar gândi să faci un scenariu, nu-l faci cu copilul tău. Elena Lasconi a fost vădit, afectată de reacția fetei sale, care a plecat de vreo 4 ani la Paris. Mai mult decât atât, eu cred că a fost o decizie
înțeleaptă a ei să-și pună familia pe primul plan. Deja gândiți-vă cum ar fi funcționat campania, evident că n-ar fi putut funcționa, ca Ioana Lasconi să fie într-un platou pe Calea Victoriei de televiziune discutând despre USR și ce vrea să facă la europarlamentare, iar fi ca ei să fie într-un alt platou în Pipera și să fie întrebată ce spui despre mama ta că e o jegoasă sau ce-o fi zis fata aia pe acolo. Asta nu este o dezbatere despre o politică, asta este o dezbatere despre o chestiune internă într-o familie care nu poate fi suprapusă peste amestecul ăsta politic. Acela a fost raționamentul corect, pentru care Elena a spus că din moment ce a apărut asta, lucrurile nu mai pot merge în paralel. Trebuie să văd care e situația mea cu fata mea, cum se rezolvă asta, în ce fel, e fata mea, o iubesc, orice s-ar întâmpla. Așa nu cum doresc, face fiecare părinte. Și nu doresc ca ceea ce este între mine și fata mea să devină ținta unei dezbateri publice, ceea ce eu cred că este corect. O ultimă întrebare referitor la această situație. S-a speculat tot în presă, având în vedere că scorul elector de pe sondaje era cam dublu la Elena Lasconi față de liderul actual al partidului, că abia aștepta, să zicem așa, liderul pe USR să-i dea un brânci de pe listă, să zicem așa. Că noi facem ca toate partidele politice sondaje o dată pe lună și datele pe care noi le avem sunt asemănătoare cu cele pe care le au și celelalte partide, doar că fiecare partid politic, mă rog, prezintă sondajele astea în funcție de cum dorește. N-are niciun sens un astfel de posibil gând, pentru că Cătălin este cel care a propus-o pe Elena Lasconi acum 2 săptămâni pe listă. Cam ce om rațional și parte din ce scenariu este să propui, să încerci să o convingi să vină, ca după aceea, teoretic, tu să o dai afară. Deci nu are niciun fundament. Gândiți-vă că Elena Lasconi a venit dintr-o afară politicii, iar la câmpul lung, în 2 ani și jumătate, a semnat contracte atrase deja pe fonduri europene în valoare echivalentă bugetului primăriei municipiului Câmpul Lung pe 41 de ani. Adică în 2 ani și jumătate tu aduci de 41 de ori mai mulți bani decât întreg bugetul pe un an al întregii comunități. Ceea ce este o chestie fantastică și ceea ce România trebuie să facă. România, dacă vrea să se apropie de țările către care se uită și le apreciază, nu este suficient să avanseze încet, pentru că țările nu stau nici ele pe loc. România trebuie să crească viteza cu care avansează, pentru ca să micșoreze distanța între România și țările către care noi dorim să ne apropiem. Spuneați asta că a făcut Elena la Câmpul Lung și că a adus bani foarte mult și e foarte bine și poate i-a și cheltuit cu cap, pentru că bani s-au mai venit și prin alte părți și nu s-au cheltuit deloc bine. Încă n-au fost cheltuiți toți. Eu am stat de vorbă cu colegi de-ai noștri din jurul Elenei și cu ea. Problema principală acum la Câmpul Lung este capacitatea administrativă de a gestiona administrativ, dirigenție de șantier, licitații, comenzi pentru aceste proiecte. Adică este o muncă infernală să poți să gestionezi venirea atâtor bani. Pentru că fiecare înseamnă licitații, înseamnă achiziții, înseamnă diriginte de șantier, înseamnă recepții. Sunt sute de proiecte în paralel. Asta e ce are nevoie România, că sunt din bani europeni. Ideea era că poate învață și pe la Gorj unii să folosească măcar banii care iau în direcția bună. Așa e, dar știți cum e, cine azi fură un ou, mâine fură un bou. Dacă ei au ajuns să se joace cu boi, e complicat să sper că aceiași oameni nu vor învăța vreodată să folosească cum ar trebui lucrurile astea, pentru că Târgu Jiul vedem că este pe ultimele locuri din țară, la toate criteriile pe care vrem să le discutăm, plecând de la demografie, plecând de la importuri, exporturi, plecând de la cifra de afaceri, plecând de la mediul de afaceri. Pe toate aceste criterii, Târgu Jiu stă aproape cel mai prost din România și asta spune totuși ceva. Că ei se pot împăuna cu tot felul de declarații, prin tot felul de emisiuni, însă realitatea este că dacă întreb oamenii pe stradă, oamenii simt că o duc din ce în ce mai rău. Și aia este măsura. Măsura nu e ce spune gura proprie că se laudă pe sine, măsura este ceea ce consideră oamenii în jurul lor că tu le-ai întors vreun bine. Da, din păcate aveți dreptate. Nu trebuie să fie acolo, din păcate, că poate să fie și din normalitate. Da. Am spus un an infernal, pentru că e un an electoral cu 4 rânduri de alegeri și... Pentru toate partidele. Pentru toate partidele chiar e greu. Chiar 5 poate. Poftim? Poate chiar 5 rânduri de alegeri, pentru că prezidențiale sunt tur 1, tur 2. Da. Bine, probabil se vor suprapune cumva turul de parlamentare cu primul tur la prezidențiale, probabil. E posibil, da. Dacă ai idee. Ideea este următoarea.
ce își propune USR-ul să facă, pentru că e un partid care a plecat foarte tare acum 4 ani, a câștigat europarlamentarele și apoi, neavând o structură foarte bine pusă la punct la locale, că aici e problema, partidele care nu au primari o duc foarte greu în parlamentare. Se vede acest lucru. Păi, cum gestionați dumneavoastră situația asta, mai ales că mai aveți o problemă, ați avut primari în orașe, aveți primari în orașe foarte mari, dar care la acest moment pe sondaje nu stau foarte bine, s-ar putea să nu reușească să-și prelungească mandatele. În primul rând, premisa dumneavoastră este invalidată de realitatea trecută. USR n-a avut primar la alegerile parlamentare din 2020 și a performat. La europarlamentare, la celelalte mai puțin, adică au avut un scor mai... Totuși, este singurul partid din Europa care a intrat a doua oară în Parlament dublându-și numărul de parlamentari. USR a intrat prima oară în Parlament în 2016, iar a avut 41 de parlamentari, iar în 2020, de obicei, au mai fost partide care au dispărut după mandat. Gândiți-vă tot ce a fost pe scena politică și în România. Da. USR, până în acel moment, a fost singurul partid politic apărut nou care a intrat a doua oară consecutiv în Parlament cu dublându-și numărul de parlamentari. Nu e o chestie puțină să, după 4 ani de opoziție, să-ți dublezi numărul de parlamentari. Dar de regulă, când vii din opoziție, câștigi mai mult decât dacă... Da, dar toată lumea a cântat prohodul USR-ului că dispare ca partidul lui Dan Diaconescu, ca toate partidele apărute în România și nu s-a întâmplat. USR a intrat la guvernare. Ce își propune USR să facă este să supere în continuare, pentru că USR a fost dat afară de la guvernare atunci când a început să zdrângăne metalele prin ministere. Da? Țara asta merge din ce în ce mai rău, pentru că este condusă de oameni care sunt cei mai mulți dintre ei obsedați nu să livreze performanță, ci să se căpătuiască prin funcția pe care o au. De jur împrejur. Sunt și oameni, nu spun că toată lumea din administrația publică centrală sau locală este așa, dar cei mai mulți așa sunt. Vorbeam cu colegii mei miniștri, care din moment ce au ajuns miniștri, au avut o problemă extraordinar de mare cu directorimea de prin minister, care a fost înrădăcinat acolo de vreo 20-30 de ani și care a funcționat tot pe parametrii ăștia PSD-PNL. Amintiți-vă de tot felul de scenarii și tot felul de manevre care au deranjat pe ceilalți atunci când USR propunea concursuri prin instituțiile publice. PNL n-a conceput așa ceva și vă spun că eram în echipa de acolo, la fiecare discuție îi spunea, domnule, nu se poate termina cu prostiile astea că nu merge politica așa. Nu, noi chiar credem că merge politica așa. Atunci când umbli la temelia o casei, cei din casă încep să se sperie. Asta e ce s-a întâmplat. Ei încă controlează un segment semnificativ de voturi pentru că controlează instituțiile statului de care depind foarte mulți oameni. Cei mai mulți dintre ei ajung și acolo nu pe criterii de performanță, ci pe criterii că ești al cuiva, te-a ajutat cineva, nu te-a întrebat nimeni de nimic, nu te întreabă nici acum ce faci la serviciu. Oamenii ăia se duc și votează pe ea că ea le dau salariile. Însă convingerea mea este că s-a ajuns aproape la fundul sacului și mecanismul ăsta prin care ei au tot folosit banii publici și instituțiile statului să mențină capital politic a cam ajuns să nu mai prea aibă ce să ofere. Se dezvoltă România cu portbagaje, cu bani, cum vedem pe la PSD, dată și pagă? Eu n-am văzut în viața mea și înțeleg că e cea mai mare sumă de bani pe care DNA-ul a reușit să o pună vreodată să o plaseze ca mită. Un portbagaj de bani cu fișicuri de 500 de lei care însumau 2 milioane de euro luat șpagă de un lider județean al Partidului Social Democrat. Vedem acum o situație asemănătoare la tot la PSD cu primarul Cherecheș de la Maramureș. Bine, Cherecheș nu prea... Cherecheș pe 29 iunie și-a făcut poză cu Ciolacu și cu domnul Zetea, anunțând că se întoarce acasă la PSD. Trecut pe la mai multe partide, de la Țărăniș, Porniș și la PSD. Da. Eu am mai spus-o și o repet și nimeni nu m-a contrazis, cu toate că foarte multă lume din PSD a fost deranjată. Puteți să vă faceți dumneavoastră singuri în cap verificările astea. Cea mai mare filială politică a Partidului Social Democrat este aia din spatele gratilor. În toate județele din România, în absolut toate județele din România, PSD are un lider marcant la pușcărie, acum sau în trecut. În toate județele din România. Bine, e și partidul cel mai mare. Da, asta dar data asta un pic. Este partidul cel mai mare în care nu un membru simplu ajunge la pușcărie, liderii. Iar justiția a fost în general centrată în ultimii ani doar pe o anumită
direcție. Eu nu pot să... Și vă dau, cred venim imediat la sectorul că justiția a avut ceva cu Partidul Social Democrat. Eu vă spun că cei mai... Nu, mă refeream la faptul că fiind partidul celălalt are și normal mult mai mulți lideri care pentru pot că ajunge. Nu este vorba de membrii simple ai Partidului Social Democrat ajungi la pușcărie, este vorba de președinți, județeni sau parlamentari ai Partidului Social Democrat care au ajuns la pușcărie pentru corupție, nu pentru că au dat cu mașina peste un om din greșeală. Da? Pentru corupție. Nu e un lucru. Uitați-vă de la Constanța până la Maramureș și de la Iași până la Severin. În toate județele din România, în ultimii 10 ani, există lideri ai PSD la pușcărie. A venit PSD cu situația că ne-am descotorosit de oameni ăștia, nu v-a descotorosit deloc. Ionel Arsene de la Neamț, e treabă de 3 luni de zile. Chierecheș acum de la Maramureș, e treabă de alaltăieri. Buzatul de la Vaslui, e treabă de acum 2 luni. E o chestie constant care se întâmplă. Eu îl sfătuiesc pe domnul Ciolacu să o lase mai moale cu... El a încercat, domnule, noi suntem aia care ne curățăm de ăștia care se duc la pușcărie. Lăsați-o mai moale cu teoria asta că ritmul ăsta rămâneți fără oameni. Pentru că mai toți de dumneavoastră se duc acolo. Vina lui Buzatu de la Vaslui nu a fost din punct de vedere al PSD că l-a luat șpagă, că se știa. Toată lumea știa din PSD că Buzatu ia șpagă. Vina astuia lui Buzatu a fost că l-au prins lui în șpagă. Și în fața faptului împin n-au mai avut ce să-i facă. Dacă mergem așa, în general, toți, cam toți politicienii cu funcții mari, cam toți se îmbogățesc. Așa că pe undeva trebuie să existe un filon al bogăției asta secrete. Nu se îmbogățesc chiar toți. Dar mai mă uit însă și altceva, apropo de cealalt partid de guvernare. Iată, primarul și cu președintele Consiliului Județean la Iași, ca tot în picioare de moment, cel puțin. Și în alte județe, deși apropo de PNL. În schimb, apropo de USR, e adevărat, se mai aude de câteva dosare, însă se întâmplă ca din întâmplare dispar, adică nu se întâmplă nimic, putem să zicem așa. Și vă dau exemplu de la sectorul 1, unde a existat sectorul 1 la București, unde a existat acel scandal cu voturile lipsă, cu toate celelalte, nu s-a mai întâmplat nimic. A fost un scandal fabricat și USR cred că este ultimul partid care ar fi fost vreodată protejat de vreo instituție a statului, pentru care încheierea procurorului a fost cu netrimiterea în judecată pentru că fapta nu există. Procurorul, cărui parchet din București, a spus că acele imagini au fost contrafăcute și fapta nu a existat, în condițiile în care PSD era zeu în momentul ăla prin justiție. Da, spunea... Cine spunea atunci că nu știam că merg camerele. Stai să ne înțelegem. Discutăm despre ce spune televiziunea, despre ce spune procurorul. Despre ce discutăm? Nici eu, nici dumneavoastră n-am fost acolo. Discutăm despre ce spune o instituție a statului care are ultimul cuvânt în România spre a condamna pe cineva. Da? În USR că le convine unora, că nu le convine, nu au fost până acum condamnați oameni pentru corupție. Și eu vă spun că nici nu o să fie, pentru că modul în care oamenii sunt determinați să vină la USR este o mâhnire împotriva acestor categorii de oameni care au împânzit și au blocat țara asta. Nu poți să dezvolți o țară doar băgând mâna în borcanul cu miere. Că țara merge într-o direcție greșită nu mai încape discuție, o spun și românii. Păi și cine duce direct, cine conduce țara asta? Păi din partea de guvern ați făcut inclusiv dumneavoastră în ultimii 4 ani. Am făcut parte 8 luni de zile din 30 de ani. Și în urma acelor 8 luni de zile, vedeți că am lăsat un program de țară care și acum este bine, folosit de acest program. Programul de țară și cu PNRR-ul e de discutat. Care, hai să discutăm. Care e bucata proastă a PNRR-ului? Păi e... Că văd că vin o grămadă de bani care sunt continuați a face reforme. Păi vin acei bani, pentru că nu reușim să facem... Avem niște lucruri care trebuie îndeplinite și nu le îndeplinim și din banii nu vin. Păi și cine devine că nu le îndeplinim? Credeți dumneavoastră dacă luăm ce spun guvernanții actuali în momentul, spun că din cauza USR-ului nu pot să ia banii pentru că au pus niște capcane acolo, apropo de legea pensiilor și celelalte. Care dumneavoastră vreo capcană pusă de USR acolo? Hai discutăm concret. Care e capcana? Capcana e că trebuie să elimine pensiile speciale? Nu e capcană, e o dorință pe care ei nu au. Bun, ați adus în vorbă de pensiile speciale. Până la urmă, cu pensiile speciale nu s-a făcut nimic nici când a fost dumneavoastră la guvernare. Cum să nu se facă nimic când a fost la guvernare? În primul rând, noi am introdus condiția asta în PNRR și imaginați-vă cât de multe vite se discute asta în condițiile în care sunt obligați să o facă. Dacă USR nu băga asta în PNRR, cu siguranță nu aveau nici cea mai mică intenție să discute. A doua chestiune, cu USR acolo s-au eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor. Pe vremea USR la guvernare. Bine, parlamentarii sunt 0,9% dintr-un... O secundă. Nu s-a întâmplat treaba asta niciodată în România. Strategia USR a fost nu poți tu cu pensie specială de parlamentar să tai pensia altuia înainte să o tai pe a ta. E o chestie de bun simț.
Bun, dar... USR a stat acolo în cele 8 luni de zile, a eliminat pensiile speciale pentru parlamentari, s-a reușit asta. Am stat 8 luni, n-am avut premii, n-am avut 50%. S-au suspendat, iar probabil vor câștiga din nou în Curtea. Nu, acum sunt din nou eliminate. Da, problema e următoarea. De s-a reușit ceva. Cum găsim, cum se rezolvă această... Am înțeles că aveți mai multe proiecte în Parlament pe tema asta. Cum rezolvăm situația pensiilor speciale și vă întreb de ce? Pentru că acolo sunt băgate la grămadă și pensiile militare și cele... Dar există soluții pentru fiecare. Cele militare se consideră pe contributivitate pentru că ei, oamenii n-au contribuit și se consideră cât ar fi avut contribuția la salariul respectiv. Cele pentru judecători este o decizie în alte curs care trebuie respectată, dar măcar nu mai cresc salariile, pensiile judecătorilor peste salarii. USR de asemenea spune, eu sunt de acord, deci judecătorii trebuie să aibă oarece beneficiu pentru restricțiile pe care le-au de-a lungul vieții. Însă dacă în momentul actual judecătorul ar lucra până pe la 60 de ani când lucrează orice om, judecătorul ar ajunge la pensia pe care o actuală pe contributivitate, pentru că judecătorii acum au și salarii mari. Problema în sistemul de justiție nu este că au pensii mari. Problema în sistemul de justiție este că se pensionează pe la 42-43 de ani. Asta este problema. Când omul este în puterea vârstei și mai face avocatură după aia 20 de ani, se duce și ia pensie mai mare decât salariul unui judecător, ceea ce e normal. Tatăl meu este judecător. Judecător după viață, nu după 15 ani de judecător. Da? Un om care înțelege și îmi spune principial, Radu, nu-i corect. Nu e corect ca eu să fi avut o pensie mai mare decât o are un judecător care lucrează. Iar dacă contributivitatea judecătorilor acum la salariul actual s-ar menține până la vârsta pensionării reale ca pentru toți românii, judecătorii acum ar avea o pensie similară cu cea pe care o au, adică mare, pentru că și contribuie mult. Bun, deci până la urmă rezolvarea situației pensiilor speciale, asta ar fi? Exact. Păi sunt mai multe categorii, sunt o serie de activități, nu știu, curtea parte... de conturi, asistanții, magistrații asistenții, Curtea Constituțională. Curtea Constituțională. Unele pot fi eliminate, unele pentru care este decizia Curții Constituționale pot fi plafonate și mai mult decât atât, toată problema este de a putea să susții sistemul ăsta de pensii. Crește vârsta de pensionare, nu-i da specialului pensie 20.000 de lei și scoți la pensie la 43 de ani, că asta nu funcționează. Da? Ce e anormal din povestea asta? Nu e vorba de anormal. Problema e că nu găsim soluții de genul ăsta. Nu se vrea, domnul Șomă, că soluțiile există. O majoritate parlamentară poate să facă absolut orice dorește. O majoritate parlamentară poate să facă orice dorește. Nu sunt soluții la îndemâna oamenilor simpli. La îndemâna unei majorități parlamentare, soluția este să modifici cadrul legal în baza căruia se întâmplă lucruri în țara asta. Pensiile astea speciale nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ. Tot oamenii le-au introdus, tot oamenii le pot scoate, nu se dorește. Vă dau exemplu, de ce nu anulează ei legea pentru pensii speciale pentru primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de Consiliul Județene? Că niciodată n-au curat să o anuleze. Stai un pic. Există acolo și la 1 ianuarie al fiecărui an, e acea ordonanță trenuleț la finalul anului, prin care amână intrarea în vigoare. De ce nu anulezi? De ce nu anulezi? Discutăm de un principiu. De ce nu anulezi? Pentru că au nevoie de primar și de ce lasă ca să... O țară nu se poate dezvolta cu combinații. O țară se poate dezvolta doar dacă te menții alături de niște principii. Doamne deputat, acum aveți dreptate pe, în mare parte din ce spuneți, dar la fel de adevărat știm că dacă primarul de la... Iau Novaciu, că sunteți în zona respectivă. Zona tare frumoasă. Da. Contează foarte mult electoral pentru partidul pe care îl reprezintă, mai ales că și-a schimbat de curând culoarea. Nu știu dacă mai contează acum de când și-a schimbat, dar da. Nu, în general vorbind, primarii joacă un rol foarte important și dacă nu-i ții aproape de partid și așa, la un moment dat s-ar putea să trădeze, să plece iar în partea cealaltă. Vi se pare dumneavoastră că Elena Lasconi, care a adus proiecte de 41 de ori bugetul Consiliului Local al Primăriei Câmpul Lung, nu este apreciat acolo? Acum depinde pentru ce vrei să fii apreciat. Dacă ești apreciat că ești un combinator care angajezi pe la spital, pe la pompieri, pe la salvare oameni, cărora le iei șpagă ca să-i angajezi, să intermedieze asta, te vor aprecia oamenii ăia. Dar nu te va aprecia cealaltă bucată. Lumea apreciază pentru cât de om ca lumea e și cât de multe faci, cât de multe zbați. Dacă te zbați doar pentru tine, nu o să fii apreciat și nu o să poți să fii ținut acolo că îți dă cineva pensie specială. Eu n-am văzut vreun primar că se vaită că a ajuns primar. Eu am văzut primarii că se bat să ajungă primar. Dom'le, dacă e așa de rău primar și de atât de mic e salariul, de ce te mai bați, dom'le, să ajungi acolo? Nu, n-are niciun sens. Țara asta se dezvoltă când se vor termina aceste porcării din jur împrejurul nostru. Altfel vom bălti în continuare în balta care a stat și până acum. Nu este natural să te aștepți că se va schimba ceva cât tu timp faci aceleași greșeli.
dintr-o greșeală, consecința este o chestie pe care noi o vedem proastă. Nu te poți aștepta să vezi o chestie bună dacă tu la baza ai aceeași tip de greșeală. Nu, nu se poate asta, este nonsens. Da, făcând aceeași greșeală, așteptăm rezultate diferite. Nu se poate asta. Greu. Sunteți totuși, spuneam, aveți câteva orașe mari în momentul de față pe care... Care stau foarte bine. Timișoara, Brașov, Bacău, da, cred... Haideți să vă spun. La Timișoara, Dominic Fiție pe locul 1 la distanță mare, pentru că, în fine, s-a luptat acolo, Robul a fost un combinator cu... retrocedările pentru țigani, știți bine ce s-a întâmplat acolo, de asta pe sondaj, da? Într-adevăr, e pe primul. La București, Nicușor Dan este singurul politician din sud-estul Europei care în 2 ani de zile și-a dublat, nu și-a dublat, a crescut cu 50% rata de favorabilitate. Nicușor Dan în București acum este considerat un primar bun de 50% mai mulți oameni decât era acum un an și jumătate. Cu Bucureștiul blocat e surprinzător, da. Ce este blocat în București? Eu stau în București și merg în București de 20 de ani. Ce este blocat în București? Cu ce? Pe care îl vedem cu apa caldă și este cu apă caldă în București. Este, zone. Este apă caldă din ce în ce mai mult în București. Doamna Firea, în 4 ani, a înlocuit 6,7 km de conductă de apă caldă. Nicușor Dan, într-un an și jumătate, 2, a înlocuit 83 de km. Știți că trebuie înlocuit? Eu 300. Vă spun, apropo, ajung mai rar prin București, nu stau în București, dar... Deci nu este blocaj, bucureștenii au văzut... Dar ambuteiajele sunt este mai un oraș decât cu 3 milioane de locuitori. Este un oraș cu 3 milioane de locuitori. În ultimii 15 ani în București s-au schimbat 4 tramvaie. Acum deci, s-au schimbat 92. Nicușor Dan, deci îl păstrați Nicușor, din Nicușor Dan este un primar performant, nu este un primar perfect. Deocată, din ce am văzut public, nu-l susține, adică îl susțineți în Consiliu, dar deocată nu era Nicușor, asimilat cu, nici cu USR-ul, nici pentru cu... Pentru că Nicușor Dan a candidat independent, că a fost singura variantă să... Dar sprijinit de USR și de PNL. Da, pentru că altfel PNL avea ambiția să-și pună primarul lui și din nou PSD-ul câștiga primarul. Ea generală. Ce au înțeles bucureștenii că nu sunt așa ușor de păcălit este că, într-adevăr, Nicușor Dan nu este primarul perfect. Însă Nicușor Dan este o variantă pentru București mult mai bună decât ce a fost înainte. Și asta se vede, se simte. Asta spun oamenii și asta vedem cu toții că se întâmplă acolo. Nicușor Dan a terminat cu mafia imobiliară din București. Aglomerațiile alea de care vreau să vorbiți sunt pentru că aici era un bloc făcut de Ceaușescu, aici era alt bloc, în trei ani PSD-ul mai băgat încă două blocuri, care înseamnă niște bine, oameni și locuri de parcare lipsă. Am văzut și specialiști care spun că cu puzurile și cu cealaltă practic a închis Bucureștiul de câțiva ani. Ce a închis Bucureștiul? A închis construcțiile ilegale din București. Asta spune că au închis Bucureștiul. Spun că nu mai vin oamenii de pe lângă București să mai lucreze acolo pentru că nu mai dau autorizații de construire, ceea ce e normal. Pentru că dumneavoastră vă vedea să stați în aglomerație. Stați în aglomerație că se pun un bloc în spinarea celuilalt. Nicușor Dan a preluat primăria capitalei cu buget blocat. Pentru că avea datorii cât se bloca bugetul. De pe zi pe alta făcea credit ca să nu se blocheze motorătoarea pe stradă. Nicușor Dan acum o jumătate de an a ajuns cu datoriile Bucureștiului la zero. Ceea ce nu a fost în ultimii 23 de ani niciodată. Da, vom vedea dacă mai rămâne primar la București. Vorbeam de primari. Aveți la Brașov... Alen Colimban a treabă extraordinară la Brașov. Amintiți-vă că a ieșit primar fără susținerea niciun alt partid politic. Și brașovenii nu sunt chiar, cred că, ușor de duși de nas. Da, pe sondaje, din ce am văzut, acolo sunt, să zicem, sunt la bătaie. Încă nu se știe cum asta. Deocată Timișoara pare să fie distanțat, adică să rămână tot primar. Problema e alta. Și deși ați avut la momentul când erați la guvernare... ați avut o atitudine la un moment dat, nu s-a mai auzit nimic, de modificarea acestei legi care face din primari, practic de primari în funcție, au toate șansele să rămână, indiferent de culoarea lor politică, să rămână în funcție în continuare, pentru că avem acel doar un singur tur și cine iese cel mai bine. Și aici nereprezentativitatea candidaților, pentru că ies cu 20% din cei care... Trebuie să înțelegeți lucrurile așa cum sunt ele în realitate. USR a fost într-adevăr, a fost la guvernare timp de 8 luni, însă USR a fost la guvernare cu puterea celor 15% pe care i-a avut. USR nu a fost partidul majoritar la guvernare, USR nu a avut prim-ministru la guvernare. USR trebuie judecat dacă la guvernare a livrat de cei 15% pe care i-a avut ca putere. Să nu credeți că, bun, UDMR-ul e la guvernare de o viață în România. Puteți acuza UDMR-ul de tot ceea ce se întâmplă prost în România? Nu, că a avut putere de 5% acolo. Nu înseamnă că dacă simplu fapt că ești la guvernare ai putere să decizi tot. USR a spus la un moment dat, bine, stop, așa nu mai merge. Sunteți modest, adică în momentul când USR a fost la guvernare, chiar dacă n-a avut premierul în guvern, a avut niște ministere de forță. Care au livrat. Drumul expres Târgu Jiu-Craiova
care acum nu mai este expres pentru că l-a scos PSD-ul din categoria drumurilor expres. Și ce este? Este drum transregiu acum de la Filiaș la Târgu Jiu. Nu o să vedeți drum expres acolo în perioada următoare niciodată. A fost studiul de fezabilitate. Nu, este doar o altă minciună care o puteți nota și vă uitați la finalul anului. Este o altă minciună a PSD-ului. Drumul ăsta a fost pornit și am văzut că s-a lucrat la studii pentru că Cătălin Drul a pus acolo și banii și proiectul tehnic și studiul de fezabilitate. Vă dau exemplu. Stați puțin apropo de drumul ăsta. Două teorii. Una printre care că nu se va face niciodată rău și varianta cealaltă, ba, există și bani, au început alții. Până la urmă, nu, cum este? Nu, astea sunt cele două teorii. Deci, pentru a putea începe construcția acelui drum, trebuie să se facă un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic. Adică până avea cifa în curte să toarne beton la o casă, trebuie să te duci la un arhitect care să-ți facă un proiect. Cum va arăta acea casă? Păi, și de înalt sunt pereți, la acel proiect a fost finanțat, a fost bani puși în el de către USR. Ar fi trebuit ca în luna aprilie acestui an toate aceste lucruri să fie finalizate și proiectul să fie scos la licitație. Noi am pus bani acolo pentru studiul de proiect tehnic de execuție și studiul de fezabilitate ca drum expres. S-a ales și tronsonul pe unde să treacă. Deci pe foaie vom avea detaliile unui drum expres. Domnul Grindeanu, când a venit la guvernare Ministerul Transporturilor, în planul investițional, care a fost planul investițional, nu e o chestie că facem noi un plan. Uniunea Europeană, și fac o altă paranteză, spune, domnule, fiindcă în multe țări se schimbă guvernele astea o dată la 2-3 ani și fiecare anulează ce a făcut cel de dinainte, nu merge așa. Noi cerem țărilor membre Uniunii Europene să ne dea un plan de investiții o dată la 6 ani. Planul ăla de investiții îl aprobă oficial în ședința de guvern Guvernul României. După ce l-aprobă Guvernul României, Comisia Europeană, echivalentă într-o ședință Guvernului României, deci cumva Guvernul Uniunii Europene, analizează și votează și ăla este sigilat planul pe următorii 6 ani. În acel plan despre care vorbeam, PSD-ul a scos drumul Filiaș-Târgu Jiu din categoria expres și l-a introdus la Transregio. Ce înseamnă asta cu certitudine? Este că atâta timp cât la Comisia Europeană este aprobat ca Transregio, nu se va da un cent pentru drum expres. Deci noi vom fi în situația în care vom avea documentația pentru un drum expres și finanțarea pentru un drum transregio. Să înțeleagă telespectatorii, care e diferența dintre cele două? Drum expres înseamnă un drum cu separatoare de sens. Drum expres e ca o autostradă fără bandă de urgență. Fără bandă de urgență. Da, drum transregio înseamnă drumul actual, care acolo unde nu este localitate și case, se mărește cu 50 cm banda. Însă drumul actual trece cam peste tot prin localități. Zona în care s-ar putea mări cu 50 de metri, 50 deci de centimetri. Deci vom avea practic un alt drum? Deci va fi exact pe tronsonul aceluiași drum, aceeași geometrie cu curbe, cu înclinații, cu case. Păi și de ce am mai făcut acele sondaje că au stănit și populația? Pentru că sondările respective fac parte din studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție pentru drum expres. Noi vom avea un document, DTAC se numește la arhitect, care spune pe unde trece drumul expres, câți metri cub de asfalt trebuie, câte șurubele trebuie, câți ori de pisică trebuie, câte benzi din astea despărțitoare trebuiesc. Însă nu se va executa niciodată acel proiect pe care îl vom avea pe foaie, pentru că la Uniunea Europeană, România a spus că nu vrea să finanțeze un drum expres. Ca să ajungem vreodată să finanțăm ceea ce vom avea pe foaie, trebuie unul, Guvernul României să dea o hotărâre de guvern prin care să modifice regimul din drum expres, din drum transregio actual în drum expres și nu este suficient, după care Comisia Europeană să se așeze la masă pentru situația României din Oltenia și să spună că modifică situația asta, ceea ce nu se prea întâmplă. Deci până atunci domnul Weber spune povești după povești, crezând că dintr-o minciună trăiești cu o altă minciună. Amintiți-vă că povestea drumului expres este spusă tot de oameni așa de vreo 12 ani. Da, se vorbește mult de acest drum expres și domnule, de când se vorbește, l-am fi avut. Suntem departe de a face ceva. Am fost foarte aproape până când s-a schimbat guvernul și o chestiune foarte rea pentru județul Goș, că l-au băgat la o categorie mai joasă. Bun. Haideți să mai abordăm un subiect în care dumneavoastră ați fost implicat direct, legat de minerit, de oamenii care ies la pensie, de acea lege care ba se aplică, ba nu se aplică, ba apar schimbări, ba nu știu ce. Și care mai este situația? Că până la urmă tot nu e funcțională acea lege de pensionare. Ba da, este funcțională parțial. Da. Păi legea asta pe care am dat-o oferă 4 beneficii.
Din cele patru beneficii, timp de 2 ani de zile, PSD-ul și cu frații lor mai mici de la PNL nu au fost de acord cu niciunul dintre ele. Chiar dacă legea era foarte clară. În România mai există o instituție care se numește instanța. Instituția Justiției. Oamenii au mers în instanță, unii au câștigat, unii au pierdut. Tot această instituție pe care o denumim noi mai devreme justiție are un breaking point, are o împărțire a apelor când instanțele dau soluții diferite și care se numește recurs în interesul legii. Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată de curțile de apel din țară că pe exact aceea situație o curte de apel spune într-un fel, o curte de apel spune în alt fel. În momentul ăla, Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat cele două opinii. Și a statuat că este normal ca cei care au beneficiat de legea 197 să o beneficieze și nu cei care spuneau că nu beneficiază. Din momentul ăla, justiția a terminat cu dezbaterea. După recurs în interesul legii, n-au avut încotro și după ce oamenii au făcut ceva presiune, greva foamei pe la București, au deblocat legea 197 în sensul că au dat posibilitatea oamenilor să iese mai devreme la pensie, dar fără a primi banii corespunzători ieșire la pensie. O chestiune abuzivă. Deci oamenii s-au pensionat cu 13 mai devreme, sunt câteva mii de oameni care sunt acum la pensie beneficiari ai acestei legi, au primit anii, s-au pensionat mai devreme, dar PSD-ul le-a luat banii, nu le-a dat banii, pentru că Ministerul Muncii este la Partidul Social Democrat. Oamenii au mers din nou în instanță, considerând că acest drept le este încălcat. Judecători care cu un an jumătate înainte, pe exact același dosar, spuneau că oamenii nu au aceste drepturi, după decizia în alte curse, judecătorii nu sunt politicieni, și-au întors propria decizie și-au dat oamenilor toate drepturile. Credeți dumneavoastră că un judecător la nivelul lui profesional ar întoarce ușor propria decizie dacă ar putea să se agațe de un milimetru pentru care să nu întoarcă? Cu siguranță nu. Deci, acum, oamenii primesc chiar și la Tribunalul Gorj, pe lângă reducerea vârstei de pensionare pe care o primesc fără instanță, primesc o pensie mult mai mare prin faptul că și în part le sunt împărțite punctajele medii anuale, asta înseamnă echivalența salariului pe care ele au avut raportat la salariul mediu brut pe economie, punctajul acela de pensie, li se împarte la 25 de ani și nu la 35 de ani. Împărțindu-se la 25 de ani, primesc o pensie mai mare. Din nou, primesc bonificare pentru condiții deosebite, speciale de muncă de 25% sau 50% în funcție de situația fiecăruia, adică punctele de pensie li se mulțesc cu un anumit factor. Mizeria cea mare este că toate astfel de procese se câștigă în instanță, situație după care politicul în continuare decide prin instituțiile pe care le are la dispoziție să nu se aplice beneficiile decât pentru cei care merg în instanță. Și eu mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră, ce instituție normală la cap când vede că un proces se câștigă, două se câștigă, 10 se câștigă, 50 se câștigă pe aceea speță? De ce mai ții blocată treaba asta la nivel de instituție? Păi, poate nu sunt bani, poate e nevoie de salariații în complexul energetic, știm că... Nu există vreo scuză în țara asta să nu respecti o decizie a instanței. Am înțeles. Da? Nu-ți convine politica, ai o majoritate, schimbă cadrul legal pentru ca omul să nu mai primească asta în baza unei noi legi, ceea ce au început să facă. Dar nu poți să spui că legea spune asta, însă tu o aplici opțional pentru că nu-ți convine rezultatele ei. Senzația pe care am avut-o toți este că s-a tergiversat la maximum această aplicare a legii într-un fel sau altul. De când și asta, a apărut legea asta cum se numește? Dacă într-un final legea asta se aplică. Cine n-a aplicat-o până acum, ce a făcut? Pentru că legea asta a început să se aplice de astă vară, înainte 2 ani stând neaplicată, iar între timp ne modificându-se nimic la ea. Stați puțin, că dacă ne luăm 2 ani înainte și asta știm, apropo de guvernare, ați fost inclusiv partidul dumneavoastră la guvernare. Da, eu vă simt dumneavoastră unde vreți să ajungeți, însă vă spun că legea asta a fost adoptată cu 5 zile sau 10 zile înainte ca USR să plece de la guvernare. Deci neaplicarea ei nu a ținut de vreo instituție în subordine USR. Vreau să spun că până la urmă, de data asta nu mă referam la USR, ci în general că și PNL-ul și are același lucru. Da, PNL-ul a fost împotriva acestei legi. Domnul Iordache, aici s-a împotrivit acestei legi. PSD Gorj a fost împotriva acestei legi. Și s-a văzut că au blocat după aia pe unde au fost. Deci partea cu oamenii se rezolvă. Într-un fel sau altul, iată că încet încerc cu instanțe, fără instanțe să asta se rezolvă. Asta e normal. Eu voi lupta până ultima putere ca problema să se rezolve cei care nu merg în instanță. Problema e alta. Suntem în... mergem spre un an electoral, vom vedea, Gorjul trebuie să o ia într-o altă direcție, e clar că mineritul nu mai are nicio șansă. 2026, 2028, într-un fel sau altul, nu este clar dispare. Asta.
Cine înțelege energie și cine știe fizică, bun, eu sistemul în nu poate funcționa decât echilibrat. N-ai cu ce să-l echilibrezi. Problema e următoarea. Ce punem în loc? Și vreau să vă spun că de aici, din studioul ăsta, am discutat cu tot ce înseamnă reprezentanții Gorj și nu doar, și la partidele naționale. Și să știți că am văzut, cum să vă spun, sunt câteva idei, dar la nivel de idei. Practic, noi nu facem mai mult de atâta, practic, dacă să zicem mineritul se închide astăzi, de mâine e foame în Gorj, cum era înainte de al doilea război mondial. Știți că de Gorj nu mai interesează pe niciunii dintre liderii naționali de mult. Eu vă spun că dacă se închide mineritul, dumneavoastră nu mai puteți face emisiune, că nu mai aveți curent electric aici, oricumată în România. Sistemul energetic național se echilibrează printr-o cantitate suficientă de energie produsă în bandă. În bandă înseamnă că o produci constant, la buton, indiferent de condițiile meteorologice. În bandă se produce energie în lume, fie nuclear, fie pe cărbune, fie dacă ai o rețea hidrografică foarte puternică și niște hidrocentrale suficient de mari și acolo depinzi câteodată de apă, de natură, dacă e secetă sau nu e secetă. România nuclear nu stă foarte bine. Peste un an și jumătate, reactorul 1 de la Cernavodă trebuie să intre în reparație, durează minim 2 ani și jumătate reparațiile. Și asta înseamnă că 700 de megawatți. Între timp căzut și ideea aceea cu acele centrale americane mici. Era doar ideea unora care le plac basmele, nu era ideea unor oameni care știu cum funcționează sistemul energetic național. Ce spun eu, și nu spun doar eu, USR și-a asumat un proiect de lege la nivel național care spune că nu poți să închizi capacități pe bază de cărbune până când nu pui înainte ceva care să producă energia echivalentă în schimb. Dacă nu ai de unde să pui, le lași pe astea. Pentru că politica publică se rezumă că toată lumea vrea energie verde. Și eu vreau energie verde și îmi place energia verde. Dar întrebarea nu se pune dacă mie îmi place să aprind becul din energie verde sau să-l aprind din energie pe bază de cărbune. Întrebarea se pune dacă vreau să am suficientă energie sau vreau să rămân fără energie. Energia verde, oricât de frumoasă ar fi, nu e suficientă. Da, bun, am înțeles asta până la urmă. Deci e nevoie și de energia pe cărbune și asta e normal. Răspunsul meu este că nu trebuie să se închidă cărbunele până nu poți spune ceva bun, în schimb. Deci, ce mai punem în afară de asta? Ce mai punem în coșul ăsta economic al Gorjului? Depinde de conducătorii județului Gorj. Gorjul are parte de o chestie extraordinar de avantajoasă care se numește un program de tranziție justă care ar aduce în județul Gorj vreo 400 și ceva de milioane de euro într-un timp foarte scurt. Acest fond de tranziție justă, un plan teritorial de tranziție justă, a fost făcut în județul Gorj foarte prost. Pentru că ei au încercat să-l facă cu dedicație, cum se fac lucrurile în județul Gorj, pentru a-și umple întâi beneficiile proprii. Au fost atât de înguste mințile astea, încât n-au realizat că, indiferent cât de mult ar umple ei buzunarele, mai rămân 9% din bani care trebuie folosiți. Și a început un program foarte prost care avantaja doar anumite categorii de activități care nu erau suficiente în județul Gorj. Planul ăsta teritorial de tranziție justă și fondul ăsta de tranziție justă, însă și cuvântul pe care îl conține just, este pentru a face o dreptate celor care le iei ceva de acolo. Gândiți-vă cât de prost a fost el gândit și am reacționat și am văzut că a fost într-un final respins de către instituțiile europene. Planul teritorial de tranziție justă a fost gândit în județul Gorj ca banii asociați județului Gorj să poată fi luat de firme care nu sunt din județul Gorj. A picat asta pentru că sunt unii mai deștepți decât cei din Gorj care au spus că e o prostie și nu se poate. Dar gândul lor de aici asta a fost. Bun, problema deci, e că vom folosi acești bani sau nu, din păcate timpul acordat emisiunii noastre... Trebuie să-i folosim, ne dezvoltăm sau nu, adică nu sunt multe opțiuni. Păi aici e problema că nu sunt multe opțiuni. Problema e dacă ai bani, dacă banii vin și tu nu ești capabil să-i folosești, la revedere, asta e fiecare pasăre pe limba ei pieră. Și când avem bani, se pare că n-avem... De-aia unii au în sus și unii în jos. Vă mulțumim pentru prezența în această seară. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramică, a fost cu noi domnul Radu Miruță, lider USR. Mulțumim pentru atenție, la revedere.